25 decembrie, e ziua în care sărbătorim nașterea lui Iisus Hristos. Și zilele de naștere, nu-i așa, sunt zile cu multă fericire, zile în care de regulă se acordă mare atenție celui care este sărbătorit. Mi-aduc aminte cu mulți ani de zile în urmă, undeva în 2014, Dumnezeu m-a binecuvântat să devin tată pentru a doua oară. Era o experiență deja cu repetiție. Știți, foarte mult, Alexandra probabil v-a mai spus, și-a dorit ca după băiat să vină o fată. Eu am fost de partea cealaltă, pe principiu, Doamne, fie ce-o fi, numai băiat să fie și al doilea. Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea și a venit pe lume Filip. Filip s-a născut pe 24 aprilie 2014. A fost o zi frumoasă, pe vremea aceea locuiam la Ștei, făceam naveta, stăteam toată ziua pe aici, pe la maternitate. Cei care ați trecut prin experiența asta știți cum este. Ei, am venit, țin minte, pe 24 aprilie, toată ziua prin Oradea, de aseară m-am dus înapoi la Ștei. Un drum care pe vremea aceea nu era binecuvântat de fratele nostru Bolojan în administrație, era cu foarte multe gropi, avea impresia că e un fel de aselenizare pe lună, numai crate erau drumul ăsta DN76. A fost o istorie întreagă, să știți. La un moment dat cineva au pus ghivece cu flori în gropile alea, crezând că se va întâmpla. Ei, Dumnezeu a lucrat și prin administrație trebuie să recunoaștem, dă-i cezarului ce al... cel cezarului. Avem un drum frumos. Pe vreme arăta foarte urât. Trebuia să-l facem vreo oră jumate minim. Ei, țin minte, a venit 25 aprilie, tot așa am venit de dimineața de la Ștei, am stat toată ziua la maternitate, m-am mai plimbat pe aici prin oraș și a trecut și 25 aprilie. Și a venit 26. Și ziua de 26 este ziua în care e ziua mea de naștere. La mulți ani, Doamne, ajută-mi. Așa, bun. M-am felicitat primul ca să... Și țin minte că am pornit de dimineață de la Ștei, e o zi pe care nu o să uit, vă spun, am uitat foarte multe, nu genul care sunt, nu cu sărbători, cu poze prea mult, dar ziua aia nu o să uit niciodată, pentru că era ziua mea de naștere, clar, dar am venit, țin minte, pe drum, de dimineață am pornit să vin aici la Oradea, la maternitate, la Alexandra, la Filip, și primesc un telefon. Era telefonul de la mama. Pe 26 aprilie, dimineața la ora, nu mai știu, 7:30, eu mă zic, cine mă sună așa de dimineața, dacă nu mama, clar, știe că fiul ei, ce drept al treilea, ziua lui de naștere. Mai că mă pregăteam să zic mulțumesc. Numai că mamei, efectiv, nici prin cap nu i-a trecut că e ziua mea de naștere, m-a întrebat de Alexandra, m-a întrebat de Filip, m-a întrebat dacă mai am nevoie de ceva, am zis, ok, bun, Domnul să te binecuvânteze, atât, Domnul să te binecuvânteze. Se mai întâmplă, uneori părinții să mai uite anumite date. Țin minte că am mers mai departe, veneam spre Oradea, mă apropiam de oraș și m-a sunat sora mea. Acum între mine și sora mea un an distanță, ea e tot din aprilie, din 13, din 26, de regulă nu uităm să ne fericităm unii pe alții. Și când am văzut telefonul de la sora mea, am zis, bă, wow, fain, hai cu te, sora mea de dimineață și-a dus aminte de mine că e ziua mea de naștere. Sună sora mea, mă întreabă de Alexandra, mă întreabă de Filip, mă întreabă cum suntem, ce facem. Și eu că am vrut să zic cam atât, da, fii binecuvântat, o zi fain să ai. Mulțumesc, deja e foarte grozavă. Mă sună fratele meu, eram undeva chiar aproape de intrare în Oradea și mă sună fratele meu. Am fratele meu profesor de istorie, ăștia sunt cu datele, știți, ăștia nu uită, ăștia știu, pe 26 ianuarie s-a întâmplat event. Păi fratele meu, adică nu. Și mă sună fratele meu. Și vreau să zic mulțumesc. Și fratele meu mă întreabă, cum e Filip? Cum e la micu? Alexandra e ok? Dacă, bineînțeles, ne poate ajuta cu ceva? Și zic, ok, da, cam atât, cam atât. Și am închis telefonul. Acum, repet, nu sunt genul cu sărbători, cu foarte multe chestii de genul ăsta, dar am zis, dar chiar oamenii ăștia au uitat că e ziua mea de naștere, adică nimeni nu știe că azi e ziua mea de naștere. E bine, m-am dus la maternitate, pe acolo am stat vreo două ceasuri, în fine, știți tot, nu mai vreau traseul că-l cunoașteți. Unii și unii o să-l parcurgeți în curând, Dumnezeu să vă ajute. Țin minte că am venit până la Lotus, acel la mall, la mallul nostru, existențial, Lotus. Țin minte că am venit pe acolo ceva, să mai treacă timpul, că trebuia să mă duc înapoi după masă, să mă duc înapoi la Alexandra. Ei, și am intrat prin magazine. De regulă nu fac asta, vă mărturisesc, de când m-am căsătorit, cu atât mai puțin. Nu mă duc prin magazine, nu-mi plac cumpărăturile. Fug,
mă duc și îmi cumpăr și plec rapid de acolo. Dar acum, ca să treacă puțin timpul, m-am dus prin mall. Și țin minte că am intrat într-un magazin, nu-i dăm numele, Zara, și am intrat acolo, să mă uit, la un moment dat am văzut o pereche de pantaloni. Păi și erau foarte faini, trebuie să recunosc. Erau o pereche de pantaloni destul de faini și am zis, sunt fain. Și știți că imediat vânzătoarele alea formate, vreți să probați? Păi aș proba, dar n-am bani. Dar zice, probați. Și am probat. Și stăteau, e o vorbă țiplă, știi? Perfect stăteau pe mine. Așa am zis, țin minte, stăteam acolo în camera aia unde probez și m-am gândit, mă, ce fain îmi vin pantalonii ăștia. Dar am avut instinctul să bag mâna în buzunar. Și m-am uitat, Dorel, stai cu minte. Mai e strict bani să cumperi ceva la Alexandra și bani strict de motorină până la ștei. Stai cu minte. Și-o trebuie să-mi reprim dorința de a cumpăra perechea aceea de pantaloni, țin minte. I-am lăsat acolo. O zis, vă plac? Nu prea, nu. Să spui că ești falit când ai. Am strâmbat puțin din așa, am plecat de acolo. În fine, m-am dus la maternitate, am mai stat puțin acolo și m-am întors, vă spun sincer, eram la ieșire din oraș, eram în cartierul Nufăru, ultimul semafor. Și efectiv, parcă s-au adunat toate pe mine, uitat mami, uitat tate, uitat frate meu care e istoric, cam toată lumea uitat de mine, ziua mea de naștere. Și vă spun sincer că atunci am făcut o chestie rarisimă pentru mine și am zis, Doamne, ție-ți pasă că azi este ziua mea de naștere? Doamne, știu, nu vreau să pară absurd, știi că, dar, Doamne, are vreo importanță că azi e ziua mea de naștere în ochii tăi? Vă spun în numele Domnului ce s-a întâmplat. La fracțiune de secundă după ce am încheiat gândul, și măcar nu a fost o exprimare neapărat verbală, ci a fost un gând, sună telefonul. Un prieten de-a meu, care e din Bihor, s-a stabilit în Timișoara de mulți ani de zile, mă sună și spune, Dorel, ce faci? Fii binecuvântat. Dorel zice, cum ești? Am auzit că a născut Alexandra, e ok? Da, ok, la mulți ani, Doamne ajută-mi, da. Și, da, a născut, e bine, tot e ok, sunteți bine. A zis, Dorel, tu pe unde ești? Bă, zic, uite, acum plec spre Ștei. Dorel zice, uite, eu acum intru în Oradea, să aici a paradului. Bă, zice, n-ai timp de o cafea, hai să ne întâlnim, nu te-am văzut de mult, hai măcar să stăm puțin. Și am zis, bă, ca o penticostală veritabilă, o cafea am plus dusrică niciodată. Hai că mă întorc. Ne-am întâlnit înapoi la mall. În fine, stăm puțin la o cafea, când să ies din mall, vine prietenul ăsta meu și îmi spune, Dorel, zice, ascultă-mă bine, eu nu-s cu voci, eu nu-s cu, nu știu cum aia să-ți vorbească Domnul, nu știu, nu vreau să zice, nu vreau să atribui ceva ce nu este. Dar spun un lucru, bă, azi de când m-am trezit, dar cu atât mai mult când am ieșit din Timișoara și pe drum până aici, până aici să te sun, bă, am avut o chestie, bă, trebuie să-l sun pe Dorel. Și spune, Dorel, zice, te-am sunat. Și a zis, hai să spun ceva, zice, mă, să nu te superi pe mine, dar uite, repet, nu știu cum e că spune Domnul pe inimă, dar zice, bă, omule, simt că trebuie să-ți dau 200 de lei, te superi. Foarte tare. Mă simt ofensat. Cât? 200 de lei. Mi-a dat banii aia, vă spun sincer, în momentul mi-a zis, Zara, pregătește-te. Pantalonii erau 120 de lei. Pregătește-te că vin. Vă spun sincer, în momentul ăla așa, wow. Acum, nu a fost aici. Nu s-a oprit toată chestia aici. Știți de ce? Pentru că după ce m-a binecuvântat în felul ăsta, zice către mine, bă, zice, stai că mai am ceva. Dar zice, trebuie să recunosc asta, nu mi-a pus-o Domnul pe inimă, mi se rupe inima. Și a zis, ce? Hai în coș cu mine. M-am dus până la mașină la el și o deschis portbagajul. Deci, fii atent, tu mă știi pe mine, în fine, am eu fixurile mele, muncesc, dar, uite, tu știi că eu îmi cumpăr încălțăame, haine, eu mi le cumpăr de pe la, din Italia, în fine. Mă, mi le-o trimis acum săptămâna asta, tot timpul comand numărul 43. Deci, am comandat pantofii ăștia, dacă ai ști câte am așteptat, am și nuntă, nu știu ce trebuie să mă duc, dar zice, bă, mă strânge stângul de nu mai pot. Bă, zice, am încercat, dar nu, și am dat, păi, numai Doamne, că mi se rupe inima. Și eu zic, și... Mă doresc, de ce nu m-am de curios acum? Nu vrei să-i probezi așa? Și am probat. Și am pus dreptul, e ok. Și
Și am pus și stângul. Și asta, cum e? Zic, îți bine. Deci doar el încă o dată spun, asta nu că mi-a pus Domnul pe inima, asta chiar mi s-a rupt pe inima, dar bă, fii ai tăi și ăștia. În momentul ăla eram în parcare, erau pe acolo oameni, credeți-mă, dar a fost un sentiment atât de copreșitor pentru mine că am început să plâng. S-a uitat la mine, bă, dar chiar așa doar te strâng tare și pe tine, nu, nu, nu. Nu, zic, bă, ascultă aici. Tu știi ce zi azi? 26 aprilie. E ziua mea de naștere. Wow! Și zic, fii atent ce mi s-a întâmplat. I-am spus toată povestea cu pelerinajul meu primul pe la Zara, i-am spus toată povestea cu semaforul, cu rugăciunea, cu gândul. Acum a început el să plângă, el e mai emoțional ca mine. Imaginați-vă scena aia, o cutie de pantofi, un portbagaj deschis, pantofi fără, nelegați la șireturi și doi oameni care plâng în parcare. Sunt ferm convins că am fost o priveliște vreo 5 minute pentru toți care erau în parcare la Lotus. Dar oameni buni, știți ce vreau să vă spun cu asta? Vreau să vă spun următorul lucru, că pentru el, gestul ăsta, pentru el a reprezentat un lucru. Gestul făcut de el față de mine a reprezentat ceva. Dar știți ce a fost pentru mine? Știți care a fost conotația pentru mine? Conotația pentru mine, dragii mei, a fost un semn. Un semn prin care Dumnezeu, nu că, ascultați-mă, nu că m-aș fi îndoit vreodată de dragostea Lui, de iubirea Lui, dar pentru mine a fost un semn, dragii mei, eu l-am primit ca pe un semn, că Dumnezeu, lui Dumnezeu îi pasă de mine, că lui Dumnezeu îi pasă până și de cele mai mici detalii din viața noastră, dacă vreți chiar de o zi de naștere, pentru că Dumnezeu nu scapă niciun detaliu din control, pentru că este Dumnezeu binecuvântat să fie numele Lui. Și de ce vă spun asta, dragii mei? Pentru că vreau să vă gândiți la iesle, pentru că de asta vreau să predic astăzi. Vreau să vă gândiți la iesle. Știți de ce? Pentru că, dragii mei, ieslea, ce a reprezentat ieslea pentru Iosif și pentru Maria? Știți ce a reprezentat pentru acești doi oameni ieslea? O soluție disperată. Zice că în casa de poposire nu-i loc pentru ei. Și în cele din urmă, imaginați-vă, în criză de timp, disperați pentru că Maria era în travaliu, pentru că trebuia să nască. Pentru că, imaginați-vă, nu se găsește nici măcar un loc undeva într-o chilie, într-o cămăruță undeva, în tot Betleemul ăla, nu se găsește loc pentru ei. În cele din urmă, auziți, dacă vreți, în cele din urmă, în disperare, găsesc o soluție numită, cum? Iesle. Dacă pentru Maria și pentru Iosif, dragii mei, ieslea a fost o soluție disperată, știți ce reprezintă imediat după aceea ieslea pentru păstori? Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru că mi se pare fascinant lucrul acesta. Zice, iată ce, versetul 12, dacă pentru Iosif și pentru Maria, dragii mei, e o soluție disperată ieslea, uitați în versetul 12, pentru păstori ce reprezintă ieslea aceasta. Iată semnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat în ce? Într-o iesle. Dragii mei, imaginați-vă ceea ce pare atât de banal, dacă vreți, atât de nespiritual pentru Iosif și pentru Maria. Ce să mai reprezinte ieslea aceasta? În schimb, uitați-vă, ceva mai târziu, dragii mei, vin păstorii și pentru ei ieslea asta este un semn divin. E un semn care le confirmă faptul că Dumnezeu le-a vorbit. E un semn, dragii mei, care vorbește despre o minune. Și vreau în această zi să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, și să vorbim despre semnul acesta al ieslei. Însă vreau să vă spun ceva. Ieslea nu poate fi separată de cruce. Știu că sărbătorim nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dar, dragii mei, vă rog să înțelegeți în această dimineață acest mare adevăr. Ieslea nu poate fi separată de cruce. Și ce vrea diavolul? Dacă vrea diavolul să facă ceva și din păcate reușește tot mai mult, este să separe cele două. Să separe crucea de iesle. Pentru că e mult mai comercială pentru noi, e mult mai plăcută pentru noi. Pentru conștiința noastră ieslea pare mult mai liniștitoare. Iisus e mic, nu vorbește. Iisus nu ne condamnă păcatele. Iisus nu ne spune că suntem păcătoși, că trebuie să ne pocăim când e iesle. Totul de fain. Însă pe cruce Hristos vorbește. Dar vreau să vă spun ceva. Crucea și ieslea sunt inseparabile.
De-aia vreau în această dimineață să vorbesc despre o iesle și o cruce. O iesle și o cruce. Pentru că despre asta este vorba, dragii mei. Și vreau să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu să vedem ce reprezintă, ce semnifică ieslea și crucea împreună. Ieslea, dragii mei, și crucea reprezintă un semn al respingerii. Și uitați-vă, e numitorul comun atât al ieslii cât și al crucii. Ieslea și crucea reprezintă un semn al respingerii. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, versetul 7, și a născut pe fiul ei cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Acum, dragii mei, nu vreau să-l condamnăm prea tare pe omul acesta, pe, nu știu, proprietarul de hotel, să zicem, în termenii noștri, pe hangiul ăsta, nu trebuie să-l condamnăm nu știu cât de tare din perspectiva faptului că pur și simplu era plin, nu avea unde să-i cazeze. Însă, pe de altă parte, dragii mei, știți ce vreau să condamnăm? Și nu doar la el, ci și la noi de foarte multe ori. Faptul că în fața suferinței, faptul că în fața unei femei care este însărcinată, care este în travaliu, imaginați-vă, în dureri inimaginabile, în fața acestei suferințe, oamenii rămân indiferenți. Nimeni din toți oamenii aceia, pentru că să nu vă imaginați că au apelat numai la casa de poposire. Să nu vă imaginați, dragii mei, ba dimpotrivă, sunt ferm convins că Iosif, în disperarea lui, a bătut la foarte multe uși în acea noapte, dar nimeni nu i-a deschis ușa. Știți de ce? Pentru că oamenii, dragii mei, sunt insensibili și insensibilitatea este o formă de respingere. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că oamenii aceștia pur și simplu nu au găsit loc pentru o femeie. Nimeni, ascultați-mă, nu trebuie condamnat hangiu că nu-l recunoscut pe Mesia. Haideți să fim onești, l-am fi recunoscut noi? Să vii fost în miez de noapte, să vină o femeie însărcinată, cum bărbați spune, bă, uite, soția mea e în travaliu, trebuie să nască, e primul nostru copil, habar n-avem, nu știm, n-avem medic, nu știm pe nimeni, nu să ne ajutați. Oh, da, e Mesia, el trebuie să fie, în Betleem. Câți credeți că s-au gândit la asta? Nimeni. Nu trebuie condamnat, dragii mei, oamenii aceștia că nu l-au recunoscut pe Mesia, însă ascultați-mă, ceea ce e de condamnat aici este indiferența. Este indiferența, pentru că aceasta este semnul al respingerii. Ieslea, dragii mei, cât și crucea reprezintă un semn al respingerii oamenilor. Un semn al respingerii lor față de soluția mântuitoare care este Iisus Hristos. Vă dau un exemplu, dragii mei, și vă rog dacă se poate cei de la media să afișați o fotografie care a făcut mare vâlvă anul trecut, în ianuarie, în 2022. Dumneavoastră știți că Parisul este supranumit, știți cum, orașul luminilor. Aici, dragii mei, avem în spate, e vorba despre René Robert. Mă rog, o fost, că nu mai este. René Robert, dragii mei, a fost un celebru fotograf francez de origine elvețiană. Omul ăsta a pus fotografiile lui, au apăzut în tot felul de mari reviste ale lumii. În fel și fel de calendare, a fost o celebritate în domeniul lui. Dar ascultați. Pe 19 ianuarie, în anul 2022, adică anul trecut, omul ăsta în vârstă de 84 de ani a căzut pe o stradă din centrul Parisului. Efectiv s-a împiedicat și a căzut. Și pentru că nu s-a putut ridica pe picioarele lui, a rămas jos. Știți cât? 9 ore. Pe o stradă aglomerată din Paris. 9 ore a rămas întins pe trotuar. Și 9 ore au trecut mii și mii și mii și mii de oameni pe lângă el. Timp de 9 ore nimeni nu s-a oprit în dreptul lui. Bă, bai ceva cu ăsta, s-a întâmplat ceva. Mai că au călcat peste el. Și a doua zi, într-un celebru ziar din Franța, Le Parisien, era poza asta lui și cu următorul titlu: ucis de indiferență. Ucis de indiferență. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Indiferența noastră nu doar că îi ucide pe alții, dar vreau să înțelegeți spiritual că indiferența ne ucide pe noi. Indiferența noastră spirituală față de Iisus Hristos ne ucide. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu că a venit, spune Sfânta Scriptură, a venit la ei săi și ei săi nu l-au primit.
Mai mult de atât, uitați-vă, dragii mei, cât de indiferenți sunt oamenii față de Hristos. La naștere nu-i loc pentru El în cetate. Dumneavoastră știți că și când a fost răstignit, spune Biblia că a fost răstignit unde? În afara zidurilor cetății. Pentru că Iisus a fost marginalizat. Și ce reprezintă, și ce semnifică Ieslea, dragii mei, atât că și crucea? Un semn al respingerii. Dar ascultă-mă bine avertismentul din Evrei, capitolul 2, cu versetul 3. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători, indiferenți, dacă vreți, față de ce? Față de o mântuire atât de mare. În al doilea rând, dragii mei, Ieslea și crucea reprezintă un semn al renunțării. Pe lângă faptul că simbolizează, că semnifică, este un semn al, dacă vreți, al acestei dimensiuni, dragii mei, al respingerii oamenilor, este și un semn al renunțării. Este un semn al renunțării. Faptul că îl vedem pe Mântuitorul Lumii, pe Iisus Hristos, într-o iesle și mai apoi pe o cruce, este un semn, dragii mei, care vorbește despre renunțarea pe care El, dragii mei, a avut-o pentru noi, a făcut-o pentru noi. Uitați-vă, dragii mei, Iisus Hristos a venit pe ușa din spate, ca rege, deși a putea să vină pe ușa din față în istorie, a venit pe ușa din spate, într-un oraș obscur, într-o familie obscură, într-un loc rece și mizerabil, într-un loc pentru animale. Se naște, dragii mei, într-un grajd și este așezat într-o iesle. Iisus vine pe ușa din spate a istoriei. Știți de ce? Pentru ca, dragii mei, nouă să ne deschidă ușa din fața mântuirii. Dar nu uitați de simbolul acesta. Ieslea, dragii mei, dincolo de fotografiile pe care noi ni le facem, dincolo de imagini faine în care, ascultați-mă, mi se pare de foarte multe ori ciudat într-un fel, știți, ne facem poze cu familia, cu prunci, cu bradul în spate, cu cadouri, cu lux, cu haine noi, cu țoale, cu de toate, punem cu Ieslea. Și de fapt Ieslea știți ce reprezintă? E simbolul respingerii. E simbolul, dragii mei, renunțării lui Iisus Hristos, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu în Filipeni, capitolul 2, cu 6, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat. S-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rău, făcându-se asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă la moarte de cruce. Și în Isaia 53:2 spune că el a crescut înaintea lui ca o drazdă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat, n-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic ca să ne placă. Respins. Pentru că a renunțat, dragii mei, a renunțat la prerogativele lui. Atenție, El este Dumnezeu. Spune Ioan, la început era cuvântul și cuvântul ăsta era Dumnezeu și cuvântul, dragii mei, adică Hristos. Și ce face? Se întrupează, dacă să se poată întrupa în lumea asta, în timp și spațiu. Renunță pentru o vreme la omniprezența lui, la omnipotența lui. Renunță pentru o vreme, dragii mei, știți de ce? Ca să stea în vremea de cei asta a lumii noastre. Pentru că Ieslea și crucea sunt un simbol, dragii mei, al renunțării lui Iisus Hristos. Ce paralelă fantastică, spune aici cuvântul lui Dumnezeu, că pe vremea lui Cezar August, și știu că v-am mai spus și anul trecut lucrul ăsta, dar n-aș vrea să-l uităm. Imaginați-vă că nimica nu e întâmplător, dragii mei, în planul lui Dumnezeu. Cezar August, dragii mei, este imperiul, este conducătorul Imperiului Roman ajuns la apogeu. Pe vremea lui Cezar August, Imperiul Roman ajunge la apogeul lui. Pe vremea aceea, dragii mei, acest împărat, Cezar Augustus, dragii mei, știi ce face? Este omul care face tranziția de la Republică la Imperiu. El se declară împărat, imperator. Dar nu numai că se declară imperator, omul ăsta într-o zi emite un decret imperial prin care se numește Dumnezeu. Și mai apoi începe să pretindă ca în toate centrele romane, de pe întregul teritoriu al Imperiului Roman, oamenii se aducă jerfe. Pe tot parcursul Imperiului Roman, din Marea Britanie, dragii mei, până în Dacia și până în nordul Africii și până în est, în Orientul Mijlociu, au fost făcute, dragii mei, mii și zeci de mii de statui cu chipul lui Octavianus Augustus sau Cezar Augustus. Și pentru ce? Ca oamenii să-i aducă ofrande, ca oamenii să-i se închine. Știți de ce? Pentru că omul ăsta, într-o zi, a vrut să se creadă Dumnezeu. E un om care vrea să devină Dumnezeu și pe vremea aceea și pe timpul lui, auziți, vine Dumnezeu. Care ce face?
vrea să devină om. Dumnezeu vrea să devină om. Nu pare că, dragii mei, Hristos sparge toate tiparele societății în care trăim și noi astăzi? Oamenii se cred Dumnezei. Oamenii vor să devină Dumnezei. Oamenii vor să aibă putere, oamenii vor să aibă influență, vor să fie cei mai grozavi, cei mai șmecheri, cei mai pricepuți, vor să le facă pe toate ei. De fapt, în noi este aceeași ispită care a fost și în Octavianus Augustus, în Ceres Augustus, ideea de a fi Dumnezeu. Și în tot acest timp vine Dumnezeu care este adevărat și vrea să devină om. E simbolul renunțării. Soren Kierkegaard are o poveste foarte frumoasă, sugestivă, mi se pare, biblică. Este povestea prințului, vreau să vă rezum. Un împărat puternic, spune el, iubea o fecioară săracă. Din cauza puterii și strălucirii sale, se simțea neputincios să-i declare dragostea acestei fecioare. Dacă ar fi adus-o la palat și acesta i-ar vedea bogăția și puterea, oare a mai venit de bunăvoie, spune? L-ar iubi pentru ce este sau pentru ce are? El nu-și dorea o slujnică servilă, ci o mireasă iubitoare, să-l iubească pentru ce este. Și spune Soren Kierkegaard, numai dragostea șterge diferențele de rang, astfel că împăratul încredința că nu are cum să înalțe pe fecioară la rang, fără să-i suprime libertatea, atenție, a hotărât să se umilească el însuși. A renunțat la tron ca să câștige inima fetei. N-asta a făcut Iisus? Nu asta a făcut Iisus? Nu asta semnifică ieslea? E semnul renunțării. În al treilea rând, dragii mei, ieslea și crucea reprezintă un semn mai apoi interesant al resurselor. Al resurselor. Îngăduiți-mi, dragii mei, poate o să spune că e spiritualizată puțin imaginea, dar cred că este biblică. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Iosif și cu Maria, în disperarea lor, pentru că n-au fost acceptați într-un alt loc, pentru că n-au găsit niciun alt loc, s-au dus într-un staul. Și Iisus Hristos, după ce este născut, este așezat unde? Într-o iesle. Acum, dragii mei, eu am crescut la țară și dumneavoastră, și dacă v-ați născut la oraș, știți foarte bine că ieslea are un singur scop. Și care e scopul? În ea să se pună ce? Hrană. Hrană pentru animale. Haideți, spune frate Dule, acum face o paralelă ciudată cu noi. Ascultați-mă. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în loc de paie și în loc de nutreți și în loc de altceva, în ieslea aceea, pentru câtva timp este așezat cine? Iisus. Ascultați. Isaia capitolul 9 cu versetul 6, căci un copil, Nisa, dat. Ioan 14 spune cuvântul 1 cu 14 spune că noi am privit slava lui și în versetul 16 spune că noi am primit. Căci un fiu ni s-a dat. Și ascultați, unul dintre cele mai revoltătoare texte rostite vreodată de Hristos și cuvinte care i-a deranjat pe oameni până acolo încât cei mai mulți din ucenici l-au părăsit. Dar ascultați marele adevăr. Ce semnifică ieslea? De ce spun că este un loc al resurselor, un semn al resurselor? Ioan capitolul 6 cu 48, ăsta e punctul în care citim prea multă Biblie, am riscul să vă pierd. Sper să rămâneți conectați. Adevărat vă spun, atenție, că cine crede în mine, a zis Iisus, are ce? Are viața veșnică. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer este așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt ce? Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este ce? Este trupul meu, dragii mei, spune cuvântul Domnului, pe care îl voi da pentru viața lumii. La auzul acestor cuvinte zice că iudeii se certau între ei și ziceau: cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Iisus, știți ce le-a zis? Adevărat vă spun
Că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului, ce se întâmplă? Dacă nu mâncați, spune, trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi înșivă, căci, atenție, trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. Pruncul așezat, dragii mei, în iesle, Iisus Hristos întrupat în această iesle, dragii mei, reprezintă un semn al resurselor pe care Dumnezeu a venit să le dea. Și cea mai mare resursă, ascultă-mă, este binecuvântarea în sine, nu ceea ce ți oferă binecuvântare, ci este o persoană care s-a întrupat în urmă cu 2000 de ani, dar este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, a luat chip de rob, chip de muritor, a venit în lumea asta, s-a așezat într-o iesle și mai apoi a fost pus pe o cruce, știți de ce? Pentru ca El să fie resursa pentru noi, ca El, dragii mei, să fie viața și prin El, eu și cu tine, să avem viață. Asta reprezintă ieslea. Asta semnifică ieslea. E un semn alături de cruce. E un semn, dragii mei, al resurselor pe care Dumnezeu ne le dă. Și cea mai mare resursă pe care Dumnezeu ne-o dă, se dă pe sine însuși. Înainte de a-ți da orice, El se dă pe El pentru tine. Ieslea și crucea mai apoi, dragii mei, reprezintă un semn al răpunerii. Al răpunerii. Adică, le spune frate Dorel, adică la ce te referi? Ascultați-mă bine. Ieslea asta și crucea. Ieslea lui Hristos și crucea lui Hristos reprezintă un semn, pentru că simbolistica în Scriptură e foarte importantă, dragii mei, reprezintă un semn al răpunerii. Și când vorbesc despre răpunere, vorbesc despre răpunerea diavolului, despre înfrângerea, dacă vreți, a diavolului. Asta este semnul înfrângerii lui. Știți de ce? Pentru că prima profeție din lume, dragii mei, prima profeție din istoria omenirii a avut loc, știți unde? În grădina Edenului. Știți ce spune Dumnezeu acolo? Geneza 3:15 este prima profeție din istoria omenirii. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie. Între sămânța ta și sămânța ei. Atenție! Aceasta, adică sămânța femeii, îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Ascultați-mă, cine are impresia că diavolul nu-i teolog, se înșală. Cine are impresia că diavolul nu știe Scriptură, se înșală și mai amarnic. Îndrănesc să spun, dragii mei, că știe Scriptura mai bine ca oricine. Numai că o știe pentru că e deranjat de ea. Diavolul, pentru că a știut, dragii mei, că există o profeție în care Dumnezeu spune că pe linia umană, în lumea asta, la un moment dat, va veni cineva care va zdrobi ce? Capul. Ce credeți că o zis diavolul? Mă, asta i-am pierdut. Prima crimă din istoria omenirii, credeți că a fost la întâmplare? Credeți că în spate diavolul n-a regizat ceva, nu s-a gândit? Asta e Abel. Hai să mergem mai departe. Faraon. Când a dat decretul ca toți copiii de evrei să fie aruncați în Nil, pentru că diavolul știa și teologie că o să vină din Israel, nu din orice popor. Ce credeți? În spate ce a fost? Haman, dragii mei, pe vremea Esterei și a lui Ahasveros, care dă decretul ca toți evrei să fie uciși într-o zi. Ce credeți că a fost în spate, de fapt? Așa, un simplu decret politic, o vrăjmășie, PNL, AUR, PSD, ne batem și noi acea leacă. În spate e ceva mult mai adânc. De fapt, e planul diavolului de a împiedica cu orice putință, știți ce?
să vină în lumea noastră, dragii mei, Iisus Hristos. Despre asta e vorba. Despre asta este vorba. Dar știți ce-i frumusețea, dragii mei, este că nu a reușit. Nu a reușit pentru că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Știți ce reprezintă Ieslea? Știți ce reprezintă crucea? Dragii mei, reprezintă un semn al răpunerii, al înfrângerii diavolului. Și știe că de aici e începutul sfârșitului pentru el. Glorie lui Dumnezeu. Dar fiți atenți, pentru că n-a reușit, dragii mei, când noi am zice, bă, s-o pierdut, acum s-o dat bătut. Nu. Ascultați-mă, pentru că, dragii mei, n-a putut să împiedice venirea lui Hristos în lume, nașterea lui Hristos în lumea noastră. Știți ce încearcă de 2000 de ani încoace? Încearcă să oprească ca Iisus Hristos să se nască în inimile oamenilor. Asta încearcă în mod disperat. Dacă n-a reușit, dragii mei, cu prima, încearcă cu a doua. Și ascultați-mă, ori de câte ori când vii la biserică și când Dumnezeu îți vorbește, vreau să știi că mai e cineva. Dar n-are loc, ba da! Și la nivelul minții tale, ascultă-mă, poate în dimineața asta, îți 27. E Dumnezeu și diavolul care spune, nu crede, ești obosit, gândește-te la sată de biov, la sarmale, lasă astea, lasă că mai ascult predici. Nu trebuie să ai nicio decizie, nu trebuie să te pocăiești azi, lasă de la 1 ianuarie, fă-ți lista cu pocăința. Nu chiar așa, aici și acum, ascultă-mă, e o luptă puternică, spirituală, care se dă. Nu știu dacă o înțelegi, nu știu dacă o percepi, tu înțelegi că e o luptă puternică. Pentru că diavolul nu vrea ca în inima unor oameni să se nască Hristos. Nu înțelegeți că vrea să blocheze toate tentativele de evanghelizare? Nu înțelegeți, dragii mei, că întotdeauna când vrem să facem lucrarea lui Dumnezeu, o să avem împotriviri? Săptămâna asta vă spune cei care au organizat evenimentul ăsta aici, prin câte am trecut? Câte împotriviri fizice de toate felurile? Pentru că diavolul nu vrea ca oamenii să audă vestea bună. Pentru că diavolul nu vrea, dragii mei, ascultă-mă ca tu să fii mântuit. Pentru că nu vrea, dragii mei. De niciun fel, ascultă-mă, ca oamenii să-L primească pe Hristos în inima lor. Și asta este lupta Lui pe care o dă, dragii mei, pentru fiecare dintre noi. Mă rog în această zi, dragii mei, să înțelegi adevărul acestea. Mă rog să înțelegi cât de mare este lupta care se dă pentru inima ta și pentru sufletul tău. Ce mai reprezintă mai apoi, dragii mei? Ce reprezintă mai apoi? Ieslea și crucea, știți ce reprezintă? Reprezintă, dragii mei, un simbol al rezolvării. Și cu asta închei. Ieslea și crucea, dragii mei, reprezintă un semn al rezolvării. Astăzi, versetul 11 spune, în cetatea lui David vi s-a născut ce? Un Mântuitor. Care era cea mai mare nevoie a omenirii? Care este cea mai mare nevoie a vieții unui om pe acest pământ? Vei spune banii, vei spune sănătatea, vei spune să nu fie singur, să aibă familie, vei spune să fie nu știu cât de bine îmbrăcat. Cea mai mare nevoie, dragii mei, a omenirii e aceea de iertare. E aceea de iertare, dragii mei. Și adevărul este că noi toți avem nevoie de un Mântuitor. Și de asta, dragii mei, Domnul Iisus Hristos a venit în lumea asta. Și ce reprezintă întruparea lui Ieslea și mai apoi crucea? E un semn, dragii mei, al rezolvării. Faptul că Dumnezeu a luat personal problema în mâinile Lui, gloriei Lui Dumnezeu. Acum, oameni buni, vreau să vă spun ceva care poate părea paradoxal. Ce-i mai greu pentru Dumnezeu? Să ierte sau să vindece? Mulțumesc, lăsați-le. Hai să ne gândim puțin. Ce-i mai greu pentru Dumnezeu să facă? Să te ierte sau să te vindece? În Matei capitolul 9, dragii mei, există un celebru pasaj biblic despre vindecarea slăbănogului. Și auziți ce întrebare ridică Iisus? Ce este mai lesne? A zice, iertate sunt păcatele sau scoală-te și umblă.
ce mai ușor? Am zice noi, Doamne, mi-e greu cu vindecatul. Facem o rugăciune de 2 minute și Domnul ne ardă. John Stott a zis următorul lucru și sper să nu încurc numele, că aici e foarte important. Zice, fiți atenți, sunt 3 prieteni. Tom, John și cu Harry. Acum am vrut să le pun nume românești, dar încurcam, credeți eu. Mai bine las în engleză, cum o zis John Stott. Tom, John și Harry. Nu, fiți atenți. Tom îi trage una în față lui John. Îi dă una, îl pleznește. Se mai întâmplă copiii să se bată. Da, și dă una și ăla le curge sânge. Deci avem unul care bate și unul care e bătut. Și mai avem încă unul care încă e pe lângă ei acolo. Și ăsta e Harry. Nu fiți atenți. Ăsta e cu fața plină de sânge. Săracul nostru John sau Ioane. A fost mult bătut în poveștile românilor. Ioane, de stați niștit. Și acum vine Harry la John și zice, John, și ăsta e cu față plină de sânge. Și îl pune mâna pe el. Să uită, e supărat, păi cum te-a lovit ăsta? Dar, dragii mei, se duce la Tom, ăla care l-a lovit. Și spune lui Tom așa, te iert pentru ce i-ai făcut lui John. Și acum ăsta bătut, zis, stai puțin, nu trebuie să-l iesc, eu trebuie să-l iert. Pe mine îmi bute, mie mi-o spar fața, nu ție, adică ce te bași tu? Ascultați ecuația iertării. Când Iisus îi spune slăbănogului, păcatele sunt iertate, deși acesta nu l-a întâlnit niciodată pe Iisus până atunci, știe exact ce zice. Pentru că, ascultă-mă bine, orice păcat comis împotriva cuiva, de către mine sau de către tine, este de fapt un păcat comis împotriva, știți cui? A lui Dumnezeu. A Creatorului. De aceea spunea Timothy Ward într-o carte superbă, Cuvântul Vieții, când vine vorba despre Dumnezeu, cuvintele sunt fapte. A zis să fie lumină și a fost lumină. Când Dumnezeu spune ceva, se întâmplă. Dar iertarea păcatelor a fost singura mare problemă cu care Dumnezeu s-a confruntat vreodată. Nici măcar diavolul. Știți de ce? Pentru că nu putea doar să spună iertate sunt păcatele. Pentru că, ascultați-mă, pentru Dumnezeu, din cauza sfințeniei sale, orice păcat iertat trebuie și pedepsit. Și când a spus păcatele sunt iertate, nu poate doar rosti acele cuvinte ca la creație, ca la vindecare. Pentru Iisus a spune, scoală-te și umblă, e mai ușor decât a spune iertate sunt păcatele. Că pentru Iisus a spune iertate sunt păcatele, înseamnă că trebuie să urce pe cruce. Înțelegi? Înțelegi acum de ce cea mai mare minune nu e vindecarea fizică? Înțelegi că cea mai mare minune pe care Dumnezeu o face în dreptul unui om este să-l ierte. Dar ca să-l poată ierta, nu poate spune doar atât, te iert. Pentru că din cauza sfințeniei, păcatul trebuie pedepsit. Și ca să te ierte și ca să mă ierte și să ne rezolve cea mai mare problemă, păcatul omenirii. Iisus vine într-o iesle și mai apoi se urcă pe o cruce. Se urcă pe o cruce. Pentru că iesle și crucea sunt un semn, dragii mei. Știți altceva? Sunt, dragii mei, un semn clar al rezolvării pe care Dumnezeu a dus-o la problema omenirii. O, binecuvântat să fie Dumnezeu! Binecuvântat să fie Dumnezeu! Închei spunându-vă cu imaginea asta superbă. Țarul Nicolae I al Rusiei, începutul secolului XIX, a trăit omul ăsta, a domnit, a avut un prieten foarte apropiat și rușesc ca românii. Să spun din ce cauză. Le plac cumetriile. Acum, prietenul ăsta bun al țarului avea un
băiat. Bă, nu era bun de nimic. Școala nu-i plăcea, serios nu prea era. Și s-a dus la țar și a zis: ascultă-mă bine, Nicolae, că își permiteau între ei. Mă, ajută-mă cu pruncul ăsta. Cum să te ajut? Mă, dă-i ceva de lucru. Nu știu, dă-i ceva de lucru, pune-l undeva, n-aveți ceva, un loc de muncă pentru el, dă-l, dar trimite-l departe să se învețe. Și a zis Saru, bă, zice, las că rezolve problema. Și îi găsește băiatului, prietenului său cel mai bun. Îi găsește un loc de muncă, o zici, contabil, în armata rusă. Și îl trimite undeva într-un oraș îndepărtat în Urali, într-o unitate militară. Și ăsta trebuia să aibă grijă de bani. Să fie rație la mâncare, să se cumpere alimente, o aprovizionare și toate astea. Numai că ăsta avea o mică problemă. Nu numai că nu știa să aibă grijă de bani, dar îi plăcea să joace poker. Și nici nu a ajuns bine acolo că și-a căutat partener de cărți. Și a început să joace, și auziți, a început să piardă la bani, îi trebuia să aibă grijă de banii unității militare. Bă, tot ce a făcut praf în 2 săptămâni. Praf, praf. Păi și la un moment dat, când și-o dat seama că-i bai, s-a anunțat că o să vină o comisie de la Moscova care să facă un fel de inventar al unității militare, că s-o prinsă e că ceva, bă, nu-i în regulă, nu mai ajungeau mâncare la ăștia, vodka, vă dați seama, e bai acolo. Și când ăsta a aflat săracul seara că a doua zi o să vină o echipă care o să facă o comisie de inventariere a situației financiare, o zis până ce. Când și-o dat seama câți bani o pierdut la poker, când și-o dat seama că ce datorii o făcut și că n-are de unde să mai scoate banii ăștia, o zis, s-a terminat. Și-a prins o lumânare în camera aceea în care era, în unitatea militară, s-a pus la masă și a început să scrie o scrisoare. O scrisoare de rămas bun, în care o scris lui taică-s-o cam toate prostiile pe care le-a făcut, dar asta l-a întrecut pe toate. Că atâția bani au stricat la poker, au pierdut la poker, că toți banii unității militare s-au dus papa sâmbetei. Și că nu are cum să mai plătească. Și a zis, tată, îmi pare atât de rău că am fost o risipă pentru toată lumea. Și cea mai bună soluție ar fi ca să-mi pun capăt zilelor și să plec din lumea asta pentru care sunt un blestem. O scris scrisoarea asta și s-a zis, mă așez puțin pe pat. Și o să mă gândesc puțin la viața mea pentru că urmează să-mi iau viața. Numai că ăsta a dormit de-a binele. În aceeași noapte, ce vă spun un caz real, în aceeași noapte, în mod inopinat, țarul Nicolae I al Rusiei, în miez de noapte, trece prin acea unitate militară. Și îl caută pe băiatul prietenului său, că vrea să-l întâlnească, era în trecere, vreau să mă întâlnesc cu el. Crescuse cu copiii lui, îl știa de mic. Și l-a condus, unul dintre cei care păzeau acolo, l-a dus direct la cameră, zice, aici ai, și-a văzut luminarea aprinsă, și-a zis, bă, ăsta-i treaz. Și când a intrat, l-a văzut pe ăsta întins pe pat cu pistolul lângă el, a dormit. Numai că s-a uitat pe masă și-a văzut lumânarea aprinsă și-a văzut foaia aia, scrisoaia de rămas bun, de adio. Știți care a fost ultimul rând pe care l-a spus el tatălui său? Pe lângă spus că e un blestem, a zis așa, tată, am acumulat o datorie prea mare. Cine mai poate plăti? Cine mai poate plăti? Țarul Nicolae I al Rusiei a văzut-o, a stat puțin acolo la masă și a plecat. Ăsta s-a trezit dimineața speriat pentru că a dormit prea mult. Trebuia în mod normal să-și pună capăt zilor, că venea comisia a doua zi. Și când s-a trezit speriat, s-a dus la masă. Lumânarea era stinsă. Și s-a uitat pe scrisoarea lui și a văzut ceva ciudat. A văzut la un moment dat scris după ultimele cuvinte pe care el le-a scris, o datorie prea mare, cine o mai poate plăti? A văzut scris cu roșu, aveau călimare acolo cu
cerneală albastră și roșie. Și au văzut scris cu călimară, din călimară aceea cu cerneală roșie, scris un nume. Eu, țarul Nicolae. Și era semnătura lui. O știa bine. Și își dă seama că e semnătura lui Nicolae I al Rusiei, țarul Rusiei. O datorie atât de mare, cine o poate plăti? Eu, țarul Nicolae. Semnat. A doua zi, dragii mei, în ziua aceea dimineață când s-a trezit, află că toate lucrurile unitatea militară sunt ok, că toate rapoartele financiare dau perfect. Pentru că în mod ciudat cineva în noaptea aia rezolvase toate problemele. Vă imaginați cine? Fraților, în urmă cu 2000 de ani, în disperarea vieții noastre, în disperarea umanității și de atunci a mea și a ta, a venit cineva într-o iesle și mai apoi pe o cruce ca să ne rezolve ceva. Și cea mai mare problemă a ta și a mea este problema iertării. Hristos a întrupat ca să ne ierte. Hristos a întrupat ca să ne dea o viață nouă. Dacă vreți, aceasta este semnificația întrupării Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pentru asta a venit Iisus. Și pentru asta aș vrea să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea să-L onorăm și aș vrea să ne închinăm Lui și aș vrea să-L auzi. Crezi că ești capabil de rugăciune, de recunoștință? Știți, spune cuvântul lui Dumnezeu că în cadrul ăsta, pe lângă mulți, au venit magii. Au venit păstorii. Dar știți cine a mai venit? Spune cuvântul lui Dumnezeu că au venit îngerii din cer. Și știți ce au făcut îngerii? Ce au făcut îngerii, dragii mei? Spune cuvântul lui Dumnezeu că și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, ce făcând? Vă rog să puneți versetul 13. Lăudând pe Dumnezeu. Na, acum, vreau să înțelegeți, dintre toate aceste trei categorii, dintre magi, dintre păstori și dintre îngeri, cine îl știa cel mai bine pe Iisus? Cine îl cunoaște cel mai bine pe Iisus? Îngerii, dragii mei, îl știau din veșnicie, îl știau că e Fiul lui Dumnezeu. Dacă vă uitați în Apocalipsa, se proșternă înaintea Lui, toată oastea cerească se proșternă înaintea Lui. Și ceea ce au făcut pentru o veșnicie în cer, fac și pentru veșnicie pe pământ, când vine îngerul împreună cu oastea cerească, laudă pe Dumnezeu, laudă pe Dumnezeu, laudă pe Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu este vrednic să fie lăudat, Dumnezeu este vrednic să fie proclamat, înălțat fie Hristos, binecuvântat fie numele Lui. Haideți în această dimineață, dragii mei, haideți în dimineața asta să intrăm în rugăciune și mai apoi să cântăm spre slavă lui Dumnezeu. Dar, dragii mei, înainte de masă, înainte de întâlnire, înainte de poze, înainte de mesaje pe Facebook, pe WhatsApp, înainte de toate astea, înainte de ce o să pui pe masă, înainte de toate drumurile pe care le-ai de făcut pe mai departe, Dumnezeu te-a dus aici să privești la iesle, să privești la cruce, pentru că nu pot fi separate. Pentru că, dragii mei, ieslea și crucea au o semnificație incredibilă pe care n-ai voie să uiți. Să nu uiți ce reprezintă ieslea și crucea. Să nu uiți resursele pe care le-ai primit. Să nu uiți răspunsul pe care Dumnezeu ne l-a dat prin ea. Să nu uiți, dragii mei, că această iesle și cruce e un simbol al respingerii. Da, în ignoranța noastră, în păcătoșenia noastră, noi l-am respins atâta timp pe Dumnezeu. Dar cu toate acestea, a venit la ei săi și în această dimineață Iisus este aici. Vom face ce au făcut cei din prologul Ioanin? Sau vom primi? Pentru că iesle și crucea este un simbol al răpunerii diavolului, al zdrobirii capului șarpelui. Este un simbol al înfrângerii părâșului nostru care zi și noapte, spune în Apocalipsa, părăște copiii lui Dumnezeu. Hristos l-a biruit. Hristos l-a învins. Hristos i-a zdrobit capul. Pentru noi. Pentru mine și pentru tine.
Ăsta e Hristosul care merită înălțat și proclamat. Nu doar oastea cerească, nu doar îngerii, nu doar bătrânii, cei 24 din cer, nu doar mii și mii și mii și mii de heruvim și serafim, nu doar unii și alții, ci și tu și cu mine. Iisus Hristos merită înălțat și lăudat. Haideți să lăudăm în această rugăciune.